Să deschidem Biblia. De data aceasta, dacă s-a citit mai devreme din Luca, capitolul 8, eu vreau să vă citesc din Luca, capitolul 7. Textele sunt în mare măsură legate și veți vedea acest lucru. Începând cu versetul 36 până la versetul 50, Luca, capitolul 7, vă rog să urmăriți Biblia care spune așa. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a zis el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50. că nu aveau cu ce plăti, a iertat pe amândoi. spune dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Isus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre, femeia, spre femeie și a zis lui Simon, Vestu, pe femeia aceasta. Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea m-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-a uns cu un de len, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeie, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă cu el au început să zic între ei, cine este acesta? Pe iartă chiar și păcatele. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Să vii să fie Domnul! Cred că am fost încurajați citind din cuvântul care ni s-a predicat de către fratele Sorin, am fost îmbărbătați vis-a-vis -vis de credința noastră. Și eu cred că acest text, chiar dacă n-am vorbit unul cu celălalt despre ceea ce vom vorbi, în seara asta veți vedea care legătură. Credința este un lucru care nu te scapă de probleme, am învățat, dar prin credință în probleme biruiești. Mai pot să spun doar că credința nu înseamnă că totul se termină cu bine, ci credința înseamnă că atunci când totul se termină, tu ești bine. Și aș vrea în asta, legat de ceea ce s-a spus, să vă provoc un pic la gândire. Avem puțin timp la dispoziție și acest text e un text foarte interesant. Spune Biblia că un fariseu l-a invitat pe Hristos la el acasă. Nu ne spune Biblia de ce l-a chemat pe Hristos. Nu ne spune dacă l-a chemat pentru că pur și simplu Hristos era popular și a vrut să-l aibă la el acasă, să-l asculte îndeaproape. Nu ne spune dacă a vrut o audiență personală cu Hristos Sau pur și simplu auzind tot ceea ce se spunea despre el Probabil văzându-l uh, în acțiune, predicând, vindecând oameni în în morți Probabil s-a gândit ar fi interesant dacă îl chem la mine acasă Nu ne spune nici măcar dacă l-a chemat acasă ca să-l ispitească Cert este un lucru L-a chemat la el acasă Și împreună cu el, zice Biblia erau mulți oameni la masă. Neîndoielnic, toți chemați de același fariseu. Dar dintre toți cei care erau acolo era o persoană care n-a fost chemată de nimeni. Era această femeie. Vom ajunge imediat să vorbim despre ea. Era o, aduna o adunare interesantă. Niște reprezentanți ai legii, fariseii, o partidă îngustă de oameni care țineau la ritualul evreiești. Era o femeie păcătoasă, pe care o știau toți, evident că era păcătoasa locului, și era o mulțime de oameni despre care nu se spune mare lucru decât într-un singur pasaj. Pentru mine, mulțimea asta simbolizează și dați-mi voi să folosesc această analogie cu mulțimea celor care vin adesea într-un loc ca și acesta. Și pentru că textul e foarte frumos, vă invit să deschideți Biblie împreună cu mine cei ce vi le-ați adus. Pentru că vreau să vă provoc, așa cum am zis la început, să meditați la un lucru, și anume, ăsta e titlul mesajului meu, ce aduci cu tine când vii la biserică? Ce aduci cu tine când vii într-un loc unde este Hristos, unde e prezența lui Dumnezeu și unde sunt oameni cu tot felul de probleme, cu tot felul de frământări, cu tot felul de neajunsuri, cu tot felul de eșecuri și unii cu tot felul de atitudini? Pentru că fiecare dintre noi în seara asta când am venit la biserică, am adus cu noi câte ceva. Poate imediat cineva se va gândi, wow, ce am adus cu mine? Păi sigur, ți-ai adus, dacă ai venit cu mașina, ți-ai adus actele mașinii, un portofel, probabil cheile de la mașină, asta ajută când ai mașină să pornești. Ai adus ceva cu tine, dar în afară de lucrurile astea, aș vrea să vedem ce poți aduce cu tine, a, ceva ce ține de noi, nu de exteriorul nostru, ceea ce ține de interiorul nostru. A, știți că deseori venim la biserică și numai Dumnezeu știe ce ai adus cu tine în seara asta. Eu știu ce am adus cu mine, dar aș vrea să meditez la ce ai adus, cu ce ai venit la biserică. E un lucru extraordinar că ai venit în seara asta. Dar vreau să ne uităm în textul ăsta că cei care au venit aici în casa lui Simon Fariseu, ca așa îl chema pe acest fariseu, au adus câte ceva cu ei. Ascultați, citesc primul, primul, lucru, versetele 37 până la 39 și vă rog să le ascultați cu atenție. Iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului și ascultați, a adus un vas de alabastru cu mir, cu mir mirositor și stătea lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei și le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise i-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Știți că atunci când venim înaintea Domnului și în prezența Domnului, ca și într-o seară de asta, într-o seară de joi, când ți-ai făcut timp să vii la biserică, în primul rând, ca și Simon Fariseul, poți să aduci cu tine o atitudine de judecată față de cei din jurul tău. Venim la biserică și aducem cu noi o atitudine de judecată față de ceilalți care au venit în seara asta, poate. Față de cei care sunt la biserică, față de cei care sunt la locul nostru de muncă, față de cei din familia noastră. Am venit încărcați cu o atitudine de judecată. Dar suntem în casa lui Dumnezeu. Simon era în propria lui casă, unde l-a invitat pe Hristos. Și știți care a fost atitudinea lui Simon? Ascultați! După ce o vede pe femeia asta răufamată din localitate, pentru că toată lumea știa că era o femeie vorbită de rău, de moravuri ușoare, probabil o femeie păcătoasă, corect, pentru că Hristos însuși recunoaște lucrul ăsta. Femeia asta vine și face ceva ce ar fi trebuit să facă Simon. Ajungem și la lucrul acesta. Dar acolo, în tăcere, femeia aceasta plânge la picioarele lui Hristos, îi spală picioarele cu lacrimi, le șterge cu părul ei și îi aduce acest vas de alabastru plin cu mir și unge picioarele, dar nu zice niciun cuvânt. Și neprihănitul fariseu se uită la această scenă și zice, dacă ăsta ar fi cine zice că este, adică Hristos, dacă cu adevărat ar fi cine se crede el că e, ar ști cine e femeia asta. Evident, nu e cine am crezut că este el. A, poate că îmi pare rău că l-am chemat la masă. Am crezut mai mult despre el, dar se pare că e doar un evreu, un rabin care poate e un pic mai răsărit ca ceilalți. Dragilor, pot să vă provoc în seara asta și să vă întrebați: veniți câteodată cu o atitudine de judecată? Știți că atitudinea de judecată este o atitudine care te face să-i vezi pe toți răi și doar pe tine bun. Asta face judecata. Judecata este un soi de ochelar pe care când ți pui pe ochi nu-ți măresc scris în Biblie, așa cum fac ochelarii mei, însă îți dau o altă perspectivă asupra tuturor. Simon Fariseul se uită la scena asta și zice Păi asta e o prăpădită femeia asta, o amărâtă, o va și amar de capul ei. Și ăsta dacă s-ar crede, ăsta dacă ar fi cine se crede, n-ar lăsa-o să facă lucrul ăsta. Știți că poți să stai în prezența lui Dumnezeu și totuși să fii preocupat de dorința de a judeca pe alții. Și vreau să folosesc acest, acest lucru și să vă întreb, oare în seara asta ați venit cu un bagaj serios de judecată? Poate v-ați uitat prin adunare și ați zis, a, ah, uite și la asta cum o vine la biserică, uite și la asta, a, scos, știu eu cum e. Și avem în noi scenariu, filmul ăsta în capul nostru, în loc să te concentrezi la Dumnezeu, te focalizezi pe oameni. Pentru că judecata întotdeauna îți va lua privirea de la Dumnezeu și o va duce la oameni. Din păcate, Simon Fariseu n-a reușit să vadă în Hristos pe Dumnezeu, ci doar un rabin care, despre care zicea asta prea se crede. Ce facem de fapt când îi judecăm pe cei din jurul nostru? Mi-am notat câteva lucruri, vreau să le împărtășesc cu voi. Când judecăm pe cei din jurul nostru, în primul rând, ne place să judecăm starea lor, în timp ce suntem complet uh, inconștienți de propria noastră stare. E interesant modul lui de analiză. Se uită la această femeie și la ce face ea, și femeia, de fapt, veți vedea. Când ajungem acolo, femeia face pentru Hristos ceea ce fariseul trebuia să facă pentru ea. Conform tradiției iudaice a evreilor, când cineva venea la tine acasă ca oaspete, tu, ca stăpân al casei, erai obligat să-i aduci ligheanul cu apă și să-i speli picioarele. Era datina evreilor. Conform aceleași datine, după ce îl spălai pe picioare, că de acolo vine spălarea picioarelor, din praful Galilei, după ce îl spălai pe picioare, erai obligat să, te, să aduci un ștergar cu care să-i ștergi picioarele. Era tot datină. Tot după datina trebuia să îi dai o sărutare sfântă pe obraz, pentru că era fratele tău, evreu. Și tot după datina evreilor, Trebuia să-i ungi capul cu un de lemn. Nimic din toate astea nu le-a făcut Simon, deși era obligat. Am putea spune mai mult. Era fariseu. Era unul care ținea mult la lege și la datini. Când judecăm pe alții, de obicei judecăm starea lor, fără a ne conștientiza propria noastră stare. Când judecăm pe cei din jurul nostru, cu o atitudine de dispreț, asta ne dă un sentiment de superioritate nouă. dați mi voi să vă explic. Când te uiți la cineva și îl disprețuiești, judecându-l, pentru că asta a făcut Simon cu Domnul, s-a uitat la el și disprețuit, disprețuindu-l, zice, dacă el chiar ar fi cine se crede. Dar sigur că nu e cine se crede. Ar ști ce fel de femeie e asta. Cred că în inima lui Simon, S-a născut sentimentul ăsta de dispreț care l-a dus la superioritate. Ar ști că este o păcătoasă. Cred că a zis-o în inima lui cu o satisfacție profundă și fără să îmi permit să completez Biblia, aș putea să spun, ar ști că, el e o, că ea e o păcătoasă și că eu sunt un sfânt, nu? Fără îndoială, în cercul select al fariseilor din care făcea el parte, asta îi dădea lui Simon confortul și siguranța că era cel mai bun din încăpere. Dar știți că atunci când judecăm, disprețuim și când disprețuim, trăim cu sentimente de superioritate. Și -aș vrea ca niciodată să nu ajungem acolo. Înaintea lui Dumnezeu suntem egali. Am venit în seara asta cu problemele noastre, cu frământările noastre, cu furtunile prin care poate trecem că vezi pe fratele tău care stă lângă tine și plânge. Nu te gândi că au făcut nu știu ce lucru grozav. O, oh, dacă plânge, cine știe ce păcătos o fi. Poate că plânge de bucurie sau poate că plânge de necaz. Știți că atunci când judecăm pe alții, vedem starea lor și nu vedem starea noastră, îi disprețuim pentru că credem că suntem noi superiori și mai facem ceva. Știți că deseori judecăm în alții propriile noastre păcate. Asta ne place tare mult. Știți că păcatele mari le faceți voi și păcatele mici le fac eu? A, n-ați știut asta, dar o să știți de acum. Chiar vă rog să nu rețineți acest lucru. Dar asta e, asta e mentalitatea noastră. Eu fac păcate mici, dar tu faci păcate mari. E clar. Nu mai încape discuție. De multe ori noi judecăm în alții propriile noastre eșecuri. Așa zice Roman, capitolul 2, cu versetul 1. Ascultați, zice Pavel, scind Bisericii din Roma. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul. Ascultați ce interesant, zice Pavel. Nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci tu pe altul, te o singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Când eu fac un păcat, e mic. Când tu faci același păcat, e mare. De ce? pentru că judecăm în alții propriile noastre eșecuri. Credeți că Simon Fariseul era atât de sfânt? Cu siguranță că nu era atât de sfânt. Cel puțin un lucru clar este că nu s-a ținut de datina lor, evreiască. Măcar atât trebuia să facă. Când judecăm, vedem la alții starea, însă nu ne-o vedem pe a noastră. În aroganța noastră, credem că suntem mai buni. Când judecăm, Judecăm în alții propriile noastre lipsuri, și mai facem ceva când judecăm. Când judecăm pe ceilalți, credem că asta ne scapă pe noi de judecată. Adică, Roman 2 cu 3: Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce să astfel de lucruri, și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, avem undeva în minte noastră sentimentul că dacă reușim să pronunțăm un verdict în dreptul cuiva, noi suntem cumva miraculos absolviți. Nu! Ești absolvit de păcate când te pochești. Până atunci poți să judeci pe cine vrei. A, în cel mai bun caz, îți mai adaugi lucruri la povara ta. Doresc toată inima să vă provoc în seara asta. Când veniți la adunare, haideți să nu aducem cu noi atitudinea de judecată. Nu i treaba noastră să judecăm. A, știu că noi de multe ori nu numim judecată, noi analizăm, noi constatăm. Dacă vrei să te rogi pentru cineva, doar roagă-te. Nu, nu, te băga cu bocanci în viața lui, cum se spune. Dacă îl vezi că plânge, și ce zice Biblia? Să plângeți cu cei ce plâng. Asta mai reușim să facem. Dar zice și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Când te-ai bucurat de succesul altuia? Când cineva și-a găsit un loc de muncă mai bun și câștigă mai bine, să zici, slăvit să fie Domnul. Da, de unde? Îți vine să mor de ciudă. Pe cum adică asta? De ce? Este? E mai bun ăsta ca mine? Știți ce facem? Judecăm. Dintr-o dată, ego-ul meu e atât de rănit încât zic, de ce? Eu nu merit de atâți ani, sunt pocăit. Nu face Dumnezeu ceva și pentru mine? Știți atitudinea lui Iona, ați citit cartea lui Iona, un personaj foarte interesant, Iona. Citiți-o, e fascinant, are doar patru capitole. Era bine dacă avea doar trei, că atunci Iona era erou, dar e și capitolul patru. Și acolo Iona, frustrat, plin de nervi, îi zice, Doamne, știam că asta faci. Știam că dacă oamenii se pocăiesc, tu și eu nu mai pot să, nu, 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 nu pot să dau la pace cu tine. Și zice Biblia că Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, și-a făcut umbră. E singura dată în toată cartea lui, Io, lui Iona, când Iona în sfârșit îi mulțumim. Doamne, bine că în sfârșit faci ceva și pentru mine. Tot pentru alții, acum faci și pentru mine. Și Dumnezeu i-a zis, citiți, e foarte interesant capitolul 4. Stai bine, Iona. Da, fain, umbră. și au trimis viermele. Și știți ce s-a întâmplat? S-a uscat arborelea fain și într-o dată iar a, a bătut soarele în cap. Știți că atunci când judecăm pe alții, încercăm de fapt, ca și Simon, fariseul, să vedem starea lor, să nu ne vedem pe a noastră, să vedem că ei sunt mai răi și noi suntem mai buni. Haideți, când venim la biserică, să lăsăm atitudinea asta. Eu v-aș spune, lăsați-o de tot. Doamne, ajută-ne! Do a doua, a doua atitudine, al doilea lucru cu care poți veni la biserică. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se desfășoară această scenă. Simon e îngândurat și Hristos știe evident ce se întâmplă, lupta aia din inima lui Simon și zice Simon vreau să spun ceva și dă pilda asta cu cei doi datornici știți că pe Simon l-au acuzat propriile lui cuvinte Simon s-a judecat până la urmă pe sine însuși și după asta zice Biblia uh, Hristos zice versetul 48 apoi a zis femeii iertate îți sunt păcatele. Și ascultați, cei ce și deau la masă cu el, acum intră în uh, focus, cei ce erau la masă. Nu știm cât au fi fost, mulți, puțini. Cert e că un număr dintre cei ce erau la masă cu el au zis așa. Cine este acesta? De iartă chiar și păcatele. Păi nu ne, ne zicea fratele Sorin. O mai pus și ucenicii aceeași întrebare. În timp ce Domnul Isus a calmat furtuna, și ce să zis ăștia? Wow, ce minune au făcut Dumnezeu. Nu. știți cine este acesta? Poți să veni la biserică aducând cu tine o atitudine de judecată, ca și Simon. Sau poți veni la biserică aducând cu tine ce a adus grupul ăsta la masă. Știți ce au adus ei? O inimă necredincioasă. Nu doar îndoială, că îndoiala nu-i păcat. Toți avem îndoieli. Îndoiala și necredința sunt două lucruri complet diferite. Semantic, logic și scriptural. Toți avem îndoieli, da? Oricine trăiește ca om în lumea asta se îndoiește. Avem îndoieli mai multe, mai puține, dar nu despre îndoială. În seara asta, despre necredință. Știți că deseori venim la biserică. Și asemenea acestui grup de oameni care stăteau la masă cu Hristos, ne punem această întrebare. Cine este acesta? Ar trebui să fie evident cine era Hristos, nu? Te-ai gândit că pentru noi, ca și pocăiți, ca și oameni care venim la biserică, Hristos e evident. Atunci vă întreb, dar de ce trebuie să întrebăm? Doamne, cine ești Tu de poți să lucrezi în viața mea? Păi nu pentru asta ne rugăm. Doamne, dar cine ești tu de pot să vindeci o boală? De poți da răspuns la o rugăciune? De poți da răspuns la o frământare? Ar trebui să știm? Da, ar trebui să știm. Dar problema este că venim la biserică și aducem cu noi această inimă necredincioasă. Dați-mi voi eu un pic să vorbesc despre ce înseamnă să vii cu o inimă necredincioasă. Comesenii, Oamenii ăștia care stăteau împreună cu, Filip, cu, cu, Simon, fariseul, au auzit, au văzut fără îndoială ce a făcut femeia, au auzit fără îndoială cuvintele lui Hristos, care i-a dat pilda, au auzit fără îndoială răspunsul pe care l-a dat Simon și au auzit ce a zis femeii, același Hristos. Și a zis, femeie, tu ești păcătoasă. Hristos nu zice nicăieri că nu e păcătoasă. Dar Hristos zice, pentru că iu, a iubit mult și dovada dragostei ei a fost în ceea ce a făcut, nu în ce a spus. Nicăieri nu zice Biblia că o zis ceva femeia. Adevărata credință nu stă în ceea ce zici, ci în ceea ce faci. De multe ori atâtea zicem. Tot zicem și tot zicem și tot zicem. Când ai credință, n-ai nevoie de cuvinte. Credința se vede. Fără cuvinte. Și Hristos îi zice: uite te la femeia asta, credința și dragoste ei pentru mine, se vede. Simone, ce-am mai zis, trebuia să-mi speli picioarele, trebuia să-mi le ștergi, trebuia să-mi dai o sărutare, trebuia să-mi munci capul. N-ai făcut nimic din astea. Deși mai chema la tine acasă, ar fi trebuit, era, era obligația ta ca evreu. Dar femeia asta. De când am venit n-a zis nimic, doar a făcut. Știți că adevărata credință, repet, rețineți vă rog, nu este în ceea ce spunem. Noi suntem foarte tari la ce spunem. Atâta spunem încât Întrebare cât facem. Și cei de la masă au zis, cine este acesta? Ce face necredința. Doar așa, scurt de tot și apoi încă un lucru și aș vrea să ne rugăm în seara asta. Știți ce face cred... necredința? Venim de în casa lui Dumnezeu și aducem cu noi o inimă necredincioasă. Necredința va nega întotdeauna realitatea evidentă. Necredința va nega ce e evident. Cine este acesta? Păi nu știau de deci ce erau la masă acolo. Singura care a venit neinvitată, dar și asta știa cine e Hristos, că de au venit, La femeia asta păcătoasă. Toți ceilalți au fost pe lista lui de invitați. Adică nu te trezești din buzna așa în casa unui om, a, e masă, hai că vin și o să mănânc. Până să se prindă stăpânul casă, ieși tu la masă cu tacâmurile în mână. Nu! Toți erau invitați. Era evident cine vine, vine rabinul ăsta. E popular, vreau să-l aud, vreau să-l ispitesc. Repet, nu știu de ce l-au chemat acolo. Dar, întrebarea spune, cine este acesta? Necredința va nega realitatea evidentă. Nu am timp să vă citesc, dar vă rog să citiți voi Ioan, capitolul 9. E acolo un moment în care Hristos vindecă un orb din naștere. Și se iscă o discuție între el și ucenici, cine-i de vină și așa mai departe. Ce este că Domnul Isus îl vindecă? Omul ăsta era orb din naștere. Nu știm ce vârstă avea dar l-a vindecat, i-a dat vedere. Și se duce acasă, acasă de unde a plecat de dimineață la cerșit. Da? Ioan, capitolul 9. Vă păi, citesc doar niște spicuiri. Le-am notat aici, sunt foarte, foarte interesante. Și când ajunge înapoi în familia lui, se duce înapoi, același om, aceleași haine, aceeași casă, aceeași zi din viața unui orb, de data asta vede. Și ascultați, Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai, în, mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu mă, dar seamănă cu el. Necredința va nega realitatea evidentă de câte ori Dumnezeu a lucrat în viața ta. Și tu zici, wow, cine este acesta care face așa ceva? Venim uneori la biserică și ne închidem în noi înșine și aducem cu noi o inimă necredincioasă. Amintește-ți de câte ori a făcut Dumnezeu minuni în viața ta. Poate nu te-au vindecat de cancer, dar noi uităm. Amintește-ți că Dumnezeu ți-a făcut bine și săptămâna asta. Amintește-ți de câte ori Dumnezeu n-ai reușit nici să verbalizezi nevoile tale și Dumnezeu a știut ce e în sufletul tău și ți-a răspuns. Nu veni cu o inimă necredincioasă. Cu întrebări poți veni. Lui Hristos îi place să răspundă la întrebări. Dar nu veni cu o inimă necredincioasă. Dar ne pentru că necredința va nega realitatea evidentă. Mai face ceva necredința. Necredința va căuta întotdeauna o explicație rațională. Noi suntem oameni raționali. E bine să fim. Dumnezeu ne-a dotat cu un creier, cu o inteligență care ne deosebește de restul creaturilor de pe acest pământ. Vă rog frumos, însă, când vine vorba de credință, credința nu înseamnă crede și nu cerceta. Asta este o absurditate în ea însăși. Nu scrie, de fapt, de Biblia. Ne vor acuza cei din lume, pentru că la voi, la pocăiță, zice uh, crede și nu cerceta. Apropo, la noi la pocăiți nu se spune niciodată crede și nu cerceta. E o absurditate. În cel mai bun caz, dacă nu, este o inepție completă. Dar e o mare diferență între a crede și a încerca să explici ce face Dumnezeu în mod rațional. Adică Dumnezeu este din sfera supranaturalului. Și dacă ceea ce face Dumnezeu în sfera supranaturalului ar putea fi explicat natural, Dumnezeu n-ar mai fi cine este Dumnezeu. Necredința va căuta întotdeauna o explicație rațională. Același orb, da? Citiți, e foarte fain pasajul. L-au întrebat cei din jur, cum, cum de vezi, măi, ai fost orb? Zice, uite, a venit unul, eu vă parafrazez, o scuipat pe pământ, o făcut noroi, mi-a uns ochii, m-a trimis să mă spăl și acum ved, văd. Serios? Pe bune? Or zis fariseii, s-au dus să întrebe pe părinți. Ăsta e fiul vostru, da, el este. Era nevăzător, așa este. Spune-ne cum de vede. Nu știu, întrebați-l pe el. Păi am un pic că pe ăsta l am mai întrebat odată. Lor... Pe-a venit unul, un evreu ciudat, un rabin, umblă pe aici. Vinde cu oameni, învie morți, predică, spune despre împărăția lui Dumnezeu. O scuipa pe pământ. Mi-a uns ochii cu noroi. Eu zic să mă spăl și văd nu există rațiune, nu? Pentru ce? De deci ce a avut Hristos nevoie să facă pământ? Să creeze globul ocular cu toate milioane de conexiuni la creier? Nici măcar nu contează detaliile astea. A vorbit în existență globul ocular și toate, toți nervii care leagă globul ocular, cristalinul, toate astea de creier, nu știu și nici nu contează. Necredința va căuta întotdeauna o de explicație rațională. Și mai ceva, necredința alege în cele din urmă o justificare imaginară. Și ce au zis ăștia? Ca să-și apere necredința lor, Știți ce au zis? Citiți acela, vă, chiar vă provoc să citiți acasă Ioan Nouă, e fascinant. Și ce zice la urmă? Concluzia lor. Oare chiar au fost orb sau s-au prefăcut toți anii ăștia? Incredibil! Ce face necredința? Oare chiar au fost orb? Dumnezeu face o minune în viața ta evidentă, inexplicabilă și tu tragi concluzia Bă, dacă cred că am avut noroc. Te întreabă cineva cum, mă de, cum de mai trăiești? Tu care ai fost cu un picior în groapă Iertați-mă că folosesc această expresie Am avut noroc am tratat naturist. Pe bune? De ce nu ar, ai curaj doar să crezi că Dumnezeu a făcut o minune? Deci, cum venim? Ce aducem noi la biserică? Putem să aducem o inimă necredincioasă, putem să aducem cu noi o atitudine de judecată, dar mai putem veni cumva și eu, mă rog din toată inima și pentru asta ne vom ruga în finalul slujbei din seara asta să aducem cu noi ce a dus femeia asta. Că toți au vorbit-o de rău, ori blamat, ori arătat cu degetul. Versetele 3, 7 și 38. Haideți să vedeți ce a dus această femeie cu ea. Și iată că o femeie păcătoasă, prima dată și-a dus starea ei, pe care n-a încercat să o ascundă, nu s-a deghizat într-o femeie, eu știu, de în societate, dar a dus cu ea, zice Biblia, un vas de alabastru cu mir mirositor și ascultați ce o mai adus cu ea, ca se toate le-au adus. Și stătea apoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săluta mult și le ungea cu mir. Știți ce mai putem aduce la biserică? Putem aduce o atitudine de judecată. Să vedem pe toți răi și doar pe noi buni. E greșit. Putem aduce cu noi, așa cum a, au fost mulțime celor ce au stat la masă, o inimă necredincioasă. Dar putem aduce cu noi o dorință sinceră de a ne închina și de a sluji lui Dumnezeu. Asta e cel mai bun lucru. Să vii cu o inimă sinceră, dar vii cu problemele tale. Ai venit într-o joi seara, felicitări. Puteai să te duci acasă obosit după lucru. Puteam să rămân și eu acasă, obosit după lucru. Puteam să facem orice altceva. Dar poți veni aici și aduce cu tine o dorință sinceră de închinare și de a sluji lui Dumnezeu. Asta a dus femeia cu ea. O femeie păcătoasă, neinvitată, în casa lui Simon. A adus cele mai frumoase lucruri. A adus cu ea inima aia și dorința aia sinceră. De închinare și știți că dintre toți care au plecat de acolo că s-a terminat masa asta, nu zice Biblia nu au stat acolo tot restul vieții lor dintre toți care au fost în casa lui Simon, doar femeia asta a plecat altfel a plecat eliberată iertată, transformată n-ai vrea să pleci de la biserică în seara asta eliberat de povară cu care ai venit de frustrările cu care ai venit, de eșecurile care poate le-ai trăit. N-ai vrea să pleci acasă eliberat și plin de bucurie. Trebuie să vii. Ca să poți pleca așa, trebuie să vii într-un fel, cu o inimă și cu o dorință sinceră de a te închina. Observați, ce înseamnă dorința sinceră de a te închina și de a suji. Deși nu a spus nimănui nimic, a făcut mai mult decât au făcut toți ceilalți. N-a zis un cuvânt. A venit cu smerenie, cu lacrimi, cu starei, exact așa cum era. Știți că Dumnezeu nu are nevoie ca noi să cosmetizăm viața noastră. Ceea ce îmi place la Dumnezeu este că vii așa cum ești. Dacă vii sincer, pleci altfel de cum ai venit. Dacă am o dorință pentru fiecare din noi în seara asta. Poate nu ești în situația acestei femei să zici că ești împovărat de păcate. Poate că ești împovărat de lucruri. Te poate că ești împovărat de eșecuri. Apăsat de un lucru pe care ai vrut să-l faci și nu ți-a reușit. N-ai vrea ca, venind cu o inimă sinceră, să-L lași pe Hristos să te elibereze. Nu trebuie să spui multe. Știți că lacrimile ei au spus așa de mult încât cuvintele au fost inutile? Era și Ana în templu, în vechime. Preotul Eli s-a uitat la ea și a zis, hmm, cred că o bău mai mult decât trebuie. Nu. No. Ana nu mai avea cuvinte. Și uneori când nu mai ai cuvinte, îți bune și lacrimile, pentru că Dumnezeu înțelege limbașul lor. Dumnezeu știe să citească în fiecare picătură de lacrimă ce scrie-o acolo. Pentru că ea poartă, picătura aia de lacrimă, poartă ceva din ce ești tu. Femeia n-a zis nimic, doar a plâns. Și în timp ce plângea, slujea. În timp ce plângea, a făcut ce Simon Fariseul, acest sfânt autoproclamat, n-a reușit să facă. S-a plecat în smerenie la picioarele Domnului, care probabil erau prăfuite din praful Galilei, acolo unde umbla, și le-a spălat cu lacrimile ei, zice Biblia. Nu i-a cerut un prosop, lui Simon, ci și-a folosit părul, care era podoaba unei femei, și este podoaba. Și, -a, și părul ei l-a folosit ca și prosop, să-i șteargă picioarele. Și apoi, din vasul ăla scump de alabastru, pe care l-a deschis, l-a spart, a început să-i ungă picioarele. Hristos n-a zis nimic, doar se uita la ea. Cum ai venit la biserică? Ai venit cu o dorință sinceră să te închini și să slujești? Ai venit cu lacrimile tale? Dacă ai venit așa, ai venit bine. Pentru că Dumnezeu poate să lucreze în viața ta. Închinarea și slujirea în smerenie prețuiesc tare mult. Hristos a lăsat-o să facă ceea ce a vrut să facă. Asta e partea frumoasă. Știți, Hristos n-a întrerupt-o să-i zică, mai îmi pare rău, singura femeie aici. Cel mai probabil era o întâlnire exclusiv rezervată bărbaților. Și a fost singura femeie. Nu i-a zis, mai ce cauți tu aici? De ce ai venit aici? Te-a chemat cineva? Evident, nu o să nimeni. Cristos a lăsat-o să facă ceea ce a simțit ea. Să plângă, să stea la picioarele Domnului. Asta este atitudinea corectă. Și în seara asta să ne rugăm. Și până când vine grupul de tineri care ne va mai conduce într-o cântare, înainte ca ei să cânte așa, haideți să ne ridicăm cu toții. Și în seara aceasta aș vrea să vă întreb: cu ce ați venit la biserică? Poate că ai adus cu tine o atitudine ca și cea lui Simon. Biblia zice despre el. Că a judecat. Ai venit aici să judeci. Să judeci în alții propriile tale eșecuri, să vezi în alții că sunt mai păcătoși ca tine. Poate că sunt, poate că au eșecuri. Nu e o atitudine bună. Ai venit poate întrebându-te, plin de necredință, Doamne, Tu chiar mai poți să faci ceva în viața mea? Sim să vă spun asta. Sunt aici unii dintre voi care în seara asta ați venit întrebându-vă dacă Dumnezeu mai poate să facă ceva în viața voastră. Sunt aici să vă spun că poate să facă. Iar unii ați venit doar ca și femeia aceasta, din tumultul și din gălăgia lumii, ați zis, vreau să-mi găsesc două ceasuri de liniște la poarta cerului și să las pe Duhul lui Dumnezeu să mă transforme. Plângi în voie, ne vom ruga. Nu se uită nimeni la tine dacă plângi, ai voie să plângi, plângi, poate că povara ta e grea și ai nevoie ca Hristos să-ți o ia în seara asta. Mă rog să-ți o ia, ne vom ruga. Haideți să intrăm într-o rugăciune și oricare ar fi nevoia noastră cu care am venit. Poate ai venit cu o atitudine de judecată și spui, Doamne, vreau de astăzi să nu mai judec pe nimeni. De fapt, zice romani, mai bine judecă-te tu pe tine însuți, ca să nu fii o pricină de poticnire pentru alții. Că vrei să judeci pe cineva, Uită-te în oglindă, vei găsi motive destule, îți promit. Dacă vrei să ai o atitudine de necredință, scapă de ea. Păi ai venit și ai zis, nu cred. Nu cred că Dumnezeu mai poate face ceva, situația mai prea gravă, prea critic. Dumnezeu poate să facă. Dacă ai venit așa liniștit ca femeia, n-ai zis niciun cuvânt, dar lacrimetale zic totul, lasă pe Hristos să te atingă. Vă invit să intrăm într-o rugăciune. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă în această seară. Haideți să ne rugăm cu toții.